Mold Progres este liderul provizoriu al campionatului național de minifotbal după 3 etape disputate. Mold Progres a trecut cu 9-1 de Râbnița și a adunat 7 puncte. Printre autorii golurilor se numără și Alexandru Onica, unul dintre secunzii de la Zimbru, ori Petru Stângă, fostul internațional de tineret. În derbiul rundei, Inter Dnestr-Com a trecut cu dificultate de dinamis cu scorul de 2-1 și are 6 puncte, dar după 2 meciuri. Într-o altă partidă, Ecolux nu i-a lăsat nicio șansă celor de la Fresh Start, scor 7-0. Următoarea etapă, care se va juca duminică 15 octombrie, programează și cel mai tare duel de până acum, Mold Progres Inter Dnestr-Com.